Agenția de Sănătate Publică a anunțat că Suedia a decis să nu recomande vaccinurile anticovid-19 pentru copiii din grupa de vârstă 5-11 ani, argumentând că beneficiile nu depășesc riscurile. De asemenea, nici cetățenii români nu sunt atât de convinși de noul ser. Pe baza informațiilor pe care le avem în prezent, și anume că există un risc scăzut de a face o formă gravă a bolii în cazul copiilor, nu vedem niciun beneficiu clar din vaccinarea acestora, a declarat Agenția de Sănătate Publică într-o conferință de presă. Mă pot pronunța, fiindcă nu s-a lămurit cu vaccinurile, sunt contradicții și nu pot să mă pronunț. Dumneavoastră v-ați vaccina copiii de... Nu... M-am vaccinat eu, dar copiii nu sunt sigur. Nu. Mai multe state europene au început în luna decembrie vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani. Potrivit Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, au existat 11 cazuri de miocardită, o inflamație a mușchiului inimii raportate de medici producători de vaccinuri sau alte persoane. Nu e bine. Nu e corect. Vaccinarea copiilor nu trebuie să se facă. Pentru că merg pe baza lor, cum am mers și pe baza noastră, că nu e bun vaccinul, că nu știu ce și nu se știe simptomele. Aici nu sunt de acord. Eu am o vârstă și nu m-am vaccinat până acum și nu o să mă vaccinez niciodată, numai că te obligă situația, dacă sunt obligat și peste așa nu. Fiindcă mă simt sănătos, n-am nicio boală, n-am nimic. Suedia, de exemplu, nu recomandă vaccinarea copiilor. Se pare ceva corect. Nu, vaccinul ăsta a fost o aiureală, o abureală. Nu vedeți că și vaccinați și nevaccinați mor mai repede decât nu știu ce și nu știu cum. Să înțeleg, te vaccinezi de 3 ori și tot te îmbolnăvești și mori. Asta nu mai știu cum e. Primele doze de vaccin Pfizer destinate special copiilor de 5-11 ani au sosit pe data de 25 ianuarie în România. Campania de vaccinare pentru această categorie de vârstă a început pe 26 ianuarie. Vaccinarea se poate realiza și fără programare prin prezentarea directă în cabinetele medicilor de familie care au solicitat doze pediatrice pe tot parcursul programului de lucru. În Europa, campania de vaccinare a copiilor de 5-11 ani a început de la jumătatea lunii decembrie 2021.